Domnul Anatol Salaru, ministru transporturilor și infrastructurii drumurilor, și noi vă zicem bună ziua, domnul ministru. Vreau să vă prezint pe consilierul domnului președinte al Republicii Moldova, Mihai Dintru, domnul Dintru Sulo, pe probleme economice. Viceministrul tineretului și sportului, Nicolae Andronache. Și vreau să mulțumim frumos, până începe această procesiune, domnul director al drumurilor Ianoveni, care este aici lângă noi, îl cunoașteți cu toții. Și am văzut, nu văd aici, domnul responsabil pe drum de la Ministerul Transporturilor, de ce este la o parte în zece, domnul Severin, de aceea dorim și pe dânsul din aici. Dânsul a verificat calitatea drumului. Ieri mă plângeam că nu puteam să facem marcarea drumului. Zic, păcat că plouă, că nu putem face marcarea. Este bine că plouă, că se vede apa în stadionul pe drum. Vreau să-mi bine ați venit. De duminică și coincid așa niște întâmplări frumoase, deci în primul rând că ne-am rugat toți împreună cu tinerii, cu bătrânii în satul nostru, la Sfânta Liturghie. Felicităm și pe frații noștri din partea cealaltă din Gâlea, având ei de acum și hramul satului. Am telefonat pe părintele să-l felicit, dar se vede că el este foarte ocupat, părintele Teodor. Cred că toți ne-am bucurat de aceasta, fiindcă pișa se intră în Costești și pișa se intră în Gâlea, nu-i așa? Și drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată întotdeauna, ca să fim toți într-o unire, cum cântă în cânticul acela. Și felicităm și pentru această realizare și salutăm în satul nostru pe domnul ministru Anatol Salaru, pe domnul consilier prezidențial și pe toți domnii persoane oficiale care au venit la stăpânire. Salutăm și pe domn primar, domnul Tudor, pe să ajute să mai facă așa frumoase lucrări. Și noi vom face o mică rugăciune pentru ca acest drum să slujească pentru a merge pe calea cea bună, să nu ne împletișim noi pe dânsul pe căi rele, dar să merge, fraților, într-un cuvânt, dacă drumul nu duce la biserică, nu duce nicăieri. Să ne rugăm. Deauna, acum și pururea și în vecii vecinor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de-a porurea, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru ca să miluiască pe robii săi, care au contribuit la această lucrare, după numele lor, Anatol, care au contribuit și să ierte lor toată greșeala cea de voie, cea fără de voie, să binecuvinteze călătorile noastre pe drumul acesta, Domnului, să ne rugăm. Călător, șpovățuitor, păzător, folositor, sprijinitor, păzându-ne nevătămați de toată întâmplare ce rea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i apere pe dânșii și nevătămați să-i păzească de toată năvărirea vrăjmașilor, de toată strâmtorarea și fără de păcate să le fie mergerea și întoarcerea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca fără de primejde și în pace să călătorim pe acest drum, să ne fie mergere și întoarcerea noastră și cu bună sporire și sănătate și toată bună primire și cinstea să ni se dea, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să-i păzească pe toți care vă lucrători pe drumul acesta, nevătămați și nevinuiți, nevăzuți și nevăzuți vrăjmași, de nevălerea oamenilor răi și viclene, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze cu har buna noastră voire și cu bună sporire să se facă cele de folos sufletului și trupului, Domnului să ne rugăm. Pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! E prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, Dumnezeule, și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu s-o dă. Închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul și Sfânta, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că-n dată este mila Lui. Înconjure în drumul, înconjurați în numele Domnului, am înfrânte ei. Nu voi muie, ci voi fi și voi povesti lucrurile Domnului. Am de la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată pentru ochii noștri. Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostire sferovii Tăi, care au contribuit și s-au ostenit la această lucrare, celor care vor călători și celor care stau de față, iartă-le lor toată greșeala cea de voie, cea fără de voie, binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșire și întrele călătorile lor, le îndreptează, cu sârguință te rugăm,
auzi-ne și ne miluiește. Pe noi, robii tăi, care vom călători pe acest drum, binecuvintează-ne și fă să ne fie călătoria noastră fără de sminteală, fără de păcate, cu bun. Așa ne rugăm ție, Împărate atotputernice, care nu ții minte răul, auzi-ne pe noi smeriții pentru bunătatea ta și treci pe vederea toate greșalele robilor tăi, ale noastre și ale poporului tău. Cu harul tău îmbogățești și arată-i pe dânsii plin de bunătățile tale cele cerești și cele pământești. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mulți ani trăiască și Domnul să-i păzească. Mulți ani trăiască și Domnul să-i mântuiască. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților Slăviților Arhanghel, Micael și Gabriel, a tuturor puterilor cerești astăzi prăznuite, a Sfântului Drosterat Nicolae, ocrotitorul satului acestuia, a Sfinților, Dumnezeu Părinți Joachim și Ana, tuturor Sfinților Săi, să ne miluim, fraților, e bucurie, fraților, e bucurie. Nu știu cine spați scârghii la așa moment. Eu am zis așa, zgoare un an imerie, Doamne. Când mă uit, scrie Costești. Dimineața am trecut pe aici, nu era această zebră, dar schimatez de acum la trecători. Fraților, de la o vreme în coasă, mă zice care nu schimb vitezele. Dar tot când mă zvedeți, nu vă spăriez, dar vă mai dați pe la garduri, așa? Dar mă bucur și eu ca șofer, că iată, azi călătorim pe așa drumul frumoasă. Desigur că e convenim pe cei care s-au ostenit. Desigur, iată, domnul Anatol ca ministru, care a contribuit, domnul Tudor care a mijlocit, domnul Tudor primarul, domnul inginer care au lucrat aici și toți cei care au contribuit la aceste lucrări, fraților. După cum am auzit, adevărul și viața. Și a mai fost în istoria noastră căi care nu ne-au dus la bine. Calea, dacă nu duce spre biserică, în ultimă instanță, ea este întreruptă și nu duce nicăieri. Mai ales că costeștenii noștri străbunii s-au dovedit extraordinar de gospodari. Catedrala cei care au ridicat-o ei acolo într-un an de zile. Un clopot care l-a adus de 4 tone și 800 la Peterburg, fraților, s-a adus pe vremea aceea 1909, cu 12 perechi de boi ridicat și străbuni vrednici. Costeștenii sunt vestiți prin dragostea lor de muncă, muncitori și harnici. Pământul Costești, după cum mi s-a povestit mie, erau pe sub Chișinău și de-am întreșit pe la Molești acolo. Dar nu toți s-au întors înapoi. Probabil, da, și la Odessa și la Marici sunt pământul Costeștenii.